Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată te invit la două citiri de tarot, în cadrul cărora vreau să văd ce mesaj urgent are Universul în acest moment să-ți transmită, ce trebuie tu să cunoști neapărat. Vom analiza, așa cum bine știi, pentru tine, pentru casă, în curând, în viitor, ce nu știi, pe neașteptate, ce o să te mire. Și avem numărul 1, piatra galbenă, numărul 2, piatra roz. Poți să asculți și ambele numere și apoi să-mi scrii în comentarii, să-mi spui care este cea mai potrivită variantă pentru tine. De asemenea, poți să alegi un număr pentru o situație, un număr pentru altă situație, fix cum simți, fix așa procedezi. Și începem cu numărul 1, piatra galbenă. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Dacă vrei și tu o citire pentru sufletul tău, găsești oricând gratuit pe aplicația de tarot care îmi poartă numele. Ai link în primul comentariu dacă ești interesat. Accesul în aplicație este gratuit pentru toată lumea. Să vedem numărul 1. Ce avem pentru voi? Bun, a început citirea. Ia să vedem noi aici. Bun, numărul 1. Văd aici o ceartă, da? Cineva care parcă a zis gata, las cearta, las tot deoparte, eu mă duc să fac ce-mi place. Da? Pe de altă parte, simt energia unei persoane care este norocoasă financiar sau este o persoană care nu are grijă zilei de mâine. Poate să fie vorba aici și de o persoană căreia îi place să trăiască viața din plin, să trăiască intens, să se bucure de moment. Da? Însă văd aici niște probleme totuși, da? Niște probleme care sunt. Pentru tine, ia uite, avem o căsătorie, nu știu ce faci, te vezi cu persoana iubită, cunoști pe cineva. Poate să însemne și un moment în care semnezi un contract sau faci o înțelegere cu o persoană dragă ție. Da? Poate cu partenerul aveți o discuție importantă. Hai să vedem despre ce este vorba. Sau tu ești cu gândul la căsătorie. Ești cu gândul la partea asta de căsătorie. Hai să vedem. Pentru tine avem o bucurie de departe. În legătură cu o persoană tristă, supărată, cineva care rămâne singur sau singură. Însă este ceva ce tu vei reuși. Deci e ceva ce tu gândești aici. Da? Poate să fie vorba de o călătorie îndepărtată, poate să fie vorba despre o veste care apare pe zona de online. Este o veste legată de un cuplu din viața ta care are niște probleme. Pentru casa ta, aici tu ai o protecție foarte mare din punct de vedere divin. Este cineva care este cu ochiul pe tine, este cineva care te protejează. Pe de altă parte, oamenii din familia ta, din jurul tău, uite, pot fi mai mult cu ochii pe tine, pot fi mai mult cu gândul spre tine. Hai să vedem ce e cu cartea asta. Noroc. Deci aici avem foarte mult noroc. Și o invitație. Na. Deci, pentru tine, uite, e cineva aici care ar vrea să te vadă, care ar vrea să-ți vină în vizită. Pentru unii poate să însemne și o invitație pe care o primiți la o nuntă, la un botez, la o logodnă. Însă este clar aici cineva care te invită undeva, cineva care vrea să se apropie de tine. Na, uite, este un cadou pentru casa ta, pentru sufletul tău. Și văd aici pe cineva care, bineînțeles, vrea să te revadă, cineva căruia este dor de tine. În curând, o casă, deci poate mergi la o instituție mare, la o casă mare, intri în contact cu o persoană din familie sau ai o discuție în legătură cu o persoană. Se stabilește ceva. Ia să vedem noi. O casă străină, da? O casă străină și un noroc neașteptat. Deci poate e cineva aici care îți dă o veste bună, poate este o veste de la muncă, poate este o veste de la o instituție publică,
văd aici un loc norocos în care mergi sau un loc foarte drag ție, de unde poți să primești niște vești. Dacă ai de rezolvat ceva legat de o casă, un teren, o bancă, o firmă, o instituție, răspunsul e pozitiv în viitorul apropiat. Da? Doar că, uite, din nou, cineva vrea să te revadă o pagubă și un prieten sincer. Deci aici, numărul 1, așa cum am zis, eu simt energia unei persoane care are niște probleme și care vine către tine să-ți ceară ajutorul. Poate să fie un prieten, poate să fie cineva din familie, un vecin, un copil, un nepot, cineva din jurul tău. Pentru unii e și de dragoste, Doamne ajută, da? Dar nu e de dragoste pentru toată lumea. În viitor văd aici foarte multă speranță pe care tu o vei avea. Poate să fie și o veste bună din străinătate care apare, dar și o hotărâre mare care se ia. Da? Hai să vedem. Interesant, e o veste rea și o bucurie mare în viitor. O veste rea pentru sufletul cuiva. Nu știu, parcă e o veste de la distanță aici. Cunoștințe noi în dragoste. Aici, nu știu, poate cunoști pe cineva nou. Sau cineva aici vrea să te cunoască. Și te musafiri care îți dau o veste. Viitor aici, uite, este o persoană vicleană care îți va da o veste. Ce nu știi tu? O bucurie neașteptată. Deci tu nu știi aici că cineva se bucură foarte mult în legătură cu tine, în legătură cu un mesaj, în legătură cu o faptă. Pe de altă parte, văd aici un nou început care ți se pregătește. Cineva e foarte entuziasmat în legătură cu ceva. Hai să vedem despre ce este vorba. Cineva e foarte bucuros în legătură cu o întâlnire sau cineva vrea să-ți facă o surpriză, da? În legătură cu o întâlnire. Este vorba despre cineva care era supărat în legătură cu o întâlnire sau în legătură cu o colaborare pentru unii dintre voi. Poate nu știi că cineva s-a întâlnit cu o altă persoană și au avut o discuție. Da? Și aici, uite, a avut parte de o surpriză foarte mare persoana asta. O surpriză extraordinar de mare și tu încă nu știi despre lucrurile astea. Deci e o tranziție, o schimbare aici care se petrece, despre care tu încă nu știi. Pe neașteptate, un inamic, cineva care stă după colț și te privește, da? Pe neașteptate, aici este și o persoană care se uită după tine sau cineva care te spionează. Uite, e un bărbat matur aici și o ceartă, un conflict. Deci, pe neașteptate poate să apară un conflict cu un bărbat important din viața ta. Poate este un părinte, un profesor, un șef, o persoană pe care o respecti mult. Da? Mai vreau o carte. Da. Cineva aici are niște piedici, da? Deci pe neașteptate omul ăsta poate avea niște probleme aici, bărbatul ăsta. Și poate e ceva legat de zona legală, de niște acte, de un proces, un conflict. Sau vrea să-și facă dreptate, da? Nu știu, sunteți ca la judecătorie, fiecare își spune părerea și în final se dă verdictul. Și ce o să te mire în toată povestea asta sunt niște mesaje pe care le primești. Poate este vorba și despre niște bani pe care îi primești, despre o negociere pe care o ai. Hai
Hai să vedem. Lacrimi și te dorește cineva. Aici ce o să te mire e că cineva e înlăcrimat după dragostea ta sau cineva îți declară dragoste. Sări trei cărți. Uite, deci cunoștințe noi, companie plăcută și o surpriză. Deci tu aici poți să cunoști pe cineva. Da? Poate să fie un nou coleg la muncă, un nou vecin, un nou prieten pe care ți-l faci. Doar că persoana asta văd eu că va avea un impact foarte mare. Da, hai să vedem aici ce nu știi tu cu bucuria asta și cu întâlnirea. Ce nu știi. E, că cineva aici a avut o discuție, poate cu o femeie blondă sau cu o femeie cu părul deschis la culoare. Dacă tu ești femeie cu părul deschis la culoare, înseamnă că persoana asta a avut niște discuții aici cu cineva în legătură cu tine. Da? Comunicare, mesaje online. Deci aici să știi că a fost un schimb de replici între niște persoane despre care tu nu știi. Și e ceva legat de bani aici. Să vedem pe neașteptat și cu inamicul ăsta. Pe neașteptate, un suflet geamăn sau o persoană care seamănă foarte mult cu tine. Este o persoană din trecut, este o veche iubire care poate să apară în viața ta sau se pot relua niște discuții vechi aici. Da? E ca și cum vă învârtiți în cerc, așa simt eu. Vă învârtiți în cerc. Este cineva care se simte respins aici, poate pe zona internetului, da? Poate nu-i răspunzi cuiva sau ești rece, poate să reprezinte aici și o persoană care stă la pândă, da? Și parcă n-are curajul. Și ce o să te mire în toată povestea asta? Hai să vedem. Ce o să te mire? E cineva care va încerca să te cucerească, cineva care va flirta cu tine. O să te mire aici o persoană care vrea să-și ia puterea înapoi, cineva care vrea să te recupereze, poate să fie, dar uite, eu văd clar și pe cineva care ar vrea să te cunoască mai bine. Asta e surpriza. O persoană care se simte atrasă de tine. Și va încerca aici să se apropie mai mult de tine sau va încerca să nu te piardă. Ce o să te mire? Ei, aici o să te mire, uite, o nouă iubire sau o nouă persoană. Foarte frumos. Pentru unii e posibil să se întoarcă cineva din trecut. Atenție, da? Pentru unii. Dragilor, acestea au fost previziunile pentru numărul 1. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc că mi-ați rămas alături până la final. Sper din suflet să fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Dacă vrei o analiză pentru sufletul tău, te invit cu drag pe aplicația Cristina Zurba Tarot, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Este absolut gratuită și oricând ai nevoie de o ghidare, mă găsești acolo. Te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc încă o dată că mi-ai rămas alături și să ne revedem cu bine și data viitoare. Bine ați revenit, dragii mei, cei de la numărul 2, cei care ați ales piatra roz. Hai să vedem numărul 2, ce faceți voi. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Dacă vrei și tu o citire pentru sufletul tău, te invit cu drag pe aplicația de tarot care îmi poartă numele Cristina Zurba Tarot, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem, dragii mei, ce trebuie să știți.
A venit și motanul, interesant, deci nu vrea să plece, vrea să stea aici cu voi. Probabil aveți mesaje importante, numărul 2. Să sperăm că nu-l deranjăm, să nu ne deranjeze nici nouă cărțile. Ok, văd pe cineva care are probleme aici, nu știu, cu un drum, cu o mașină, uite. Sunt niște discuții aici tare ciudate, da? Într-o relație, într-o femeie și un bărbat. Acum poate fi vorba și de un prieten de-al tău. Da? Este cineva care se comportă aici într-un mod copilăresc, da? E o persoană agitată, este o persoană care are parte de tot felul de surprize. Da? Tot felul de surprize. Pentru unii poate să fie vorba despre cineva care are niște probleme aici cu o mașină sau cu un drum. Pentru tine, uite, avem văduva, deci tu în momentul de față ești concentrat, nu știu, pe muncă, pe o firmă, poate este o perioadă în care vrei să stai mai mult tu cu tine, vrei să lași în urmă o pierdere, da? Sau poate te revezi cu cineva pe care l-ai pierdut recent, deci, poate, nu știu, ai închis relația cu un prieten și acum reluați legătura. E o femeie aici mai în vârstă care te influențează destul de mult. Hai să vedem. O tranziție, o schimbare. Deci în momentul de față tu treci printr-o schimbare destul de mare, aș zice eu. E o transformare aici. Un sfârșit, da? Unii poate treceți printr-o despărțire, alții parcă sunteți pregătiți aici să vă schimbați viața, sunteți pregătiți să faceți lucruri mari. Hai să vedem ce e cu această carte pentru tine. Ce cu schimbarea? Gelozie. Poate să fie vorba despre o persoană care e puțin geloasă, invidioasă în legătură cu tine. Este o persoană care se simte atrasă, dar în același timp e și certăreață. Sau cuiva nu-i convine, da? Acest sfârșit, această eliberare. Pentru casa ta, uite, este un moment în care te preocupi foarte mult de casa ta, de familia ta. Poate ai de rezolvat ceva important privind o bancă, privind o casă, însă mai văd și că îți dorești mult stabilitate, îți dorești mult o familie. Pentru casă. Ia să vedem noi că a ieșit tot casa. Ei, o ceartă aici mi-apare în casă. Sau o ceartă legată de o familie, o ceartă în familie, poate să fie și un moment agitat aici în legătură, uite, cu un bărbat, da? Pentru că ți-am zis, eu văd aici o oarecare gelozie a cuiva. În curând, un cadou, o surpriză pe care o ai, cineva îți aduce un cadou, primește o recompensă, o reducere, poate este o zi de naștere la care trebuie să participi. Hai să vedem ce e cu acest cadou. Realizarea dorințelor. Deci în curând aici ție ți se realizează dorințele. E ca și cum te întâlnești cu o persoană undeva și ți se oferă un cadou, o reducere, ți se oferă niște vești bune. Însă este cineva aici care se simte oarecum și atras de tine sau mai vreau o carte. Deci în curând ție ți se realizează aici dorințele, uite, în legătură, uite, cu cineva care vrea să te revadă, cineva care vrea să-ți vină către tine. În viitor avem un hoț, deci cineva care dă bir cu fugiții, cineva care pleacă, cineva care abandonează o situație. Poate să fie și o persoană care nu e foarte sinceră, da?
Avem o boală și o surpriză. Cineva care reacționează aici într-un mod ciudat. În viitor, uite, poate să apară o veste surpriză în legătură cu o problemă de sănătate a unei persoane sau în legătură cu, știu, faptul că cineva fuge, cineva e supărat. Doar că totuși eu văd aici că e cu bucurie mare pentru tine în viitor cu hoțul ăsta. Poate e cineva care vrea să-ți fure inima, știu eu. Ce nu știi tu? Un inamic, deci cineva care stă la pândă. Cineva care stă la pândă. Persoană care te urmărește. Cineva care nu are intenții bune. Hai să vedem ce e cu inamicul ăsta aici. O veste despre un final și o scrisoare. Deci, ce nu știi tu este că e o persoană căreia parcă nu îi place o anumită veste legată de un sfârșit. Da? Sau cineva așteaptă o veste despre un sfârșit, despre o eliberare. Văd aici o femeie cu ceartă, cu lacrimi, deci poate tu nu știi că cineva are niște probleme foarte mari. Parcă e cineva care așteaptă după colț să-ți dea o invitație, să îți propună ceva. Pe neașteptate, o bucurie neașteptată, da? Sau o întâlnire cu o persoană și omul ăsta începe să fie glumeț, iubăreț, energic, e bucuros sau chiar cineva care vrea să-ți facă o surpriză, vrea să-ți iasă în cale. Da? Aici, pe neașteptate, poate să însemne și un nou început, un nou proiect, o idee care îți vine, ceva care te bucură. Ia să vedem noi, pe neașteptate. Un conflict sau o persoană care este foarte agitată, foarte agitată și e o persoană aici care își încearcă norocul. Parcă are loc aici un conflict, o explozie, ceva deodată. Avem bărbat tânăr, proces și judecată. Deci, pe neașteptată persoana asta vrea să ia o hotărâre, vrea să rezolve ceva anume. Și ce o să te mire este faptul că cineva se gândește la tine sau o să te mire atitudinea unei persoane cu părul șaten, poate să fie un bărbat care lucrează la stat, cineva care se ocupă cu actele, poate să fie o persoană care îți împărtășește gândurile sale. Hai să vedem ce o să te mire. O bucurie mică și dragoste sinceră. Aici o să te mire faptul că cineva îți va împărtăși din sentimentele sale. Este o persoană care se gândește cu dragoste la tine. Doar că este o persoană puțin vicleană. Na, parcă, nu știu, e cineva care e foarte rațional mai degrabă și atunci, na, e complicat cu emoțiile. Hai să vedem ce nu știi tu, ce e cu inamicul ăsta. Cuiva nu-i place o veste despre un final, deci nu-i place chestia asta. Ce nu știi tu este că aici, persoana asta are o întâlnire cu cineva sau și-ar dori o întâlnire cu tine și nu știe cum să facă. Pentru că văd aici niște apeluri telefonice, niște mesaje. Și e ceva legat de un copil, de o persoană inocentă.
Parcă cineva aici și-ar dori un nou început cu tine, parcă zice, hai să punem capăt, știu, dușmăniei, hai să punem capăt certurilor, geloziilor, situațiilor conflictuale și hai să mergem spre un nou început. Și ce nu știi tu, este și ceva legat de bani aici sau cineva care vrea să-și încerce norocul. Hai să vedem pe neașteptate, că pe neașteptate cineva va reacționa total nebunesc. Da? Deci nu... pe neașteptate o nouă persoană, o persoană necunoscută, o nouă iubire și cineva care te invită undeva. Cineva care se dă la tine sau cineva care... așa cum am zis, vrea să te cucerească, doar că este o persoană tare agitată și tare ciudată. Foarte interesant. Aici este o conexiune tare, tare puternică pe care cineva o simte față de tine, dar și probabil din acest motiv persoana asta o să izbucnească. Și ce o să te mire? Personajul ăsta. Ce o să te mire? O relație serioasă, o căsătorie, un parteneriat, o relație. Avem pasiune, chimie și carieră, succes, avantaj. Deci aici o să te mire faptul că poate un coleg de la muncă încearcă să întreacă măsura cu tine. Poate este vorba despre un răspuns pozitiv pe care îl primești în legătură cu o pasiune pe care tu o ai. Poate să fie și asta, da? Și parcă e cineva care vrea ceva stabil cu tine, vrea ceva serios. Poate să colaborați, poate vrea o prietenie serioasă. Ceva pe termen lung aici. Dragilor, acestea au fost previziunile pentru numărul 2. Eu vă mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc că mi-ai rămas alături până la final. Sper din suflet să-ți fie de folos informațiile și nu uita că dacă dorești o analiză pentru sufletelul tău, găsești oricând gratuit pe aplicația de tarot care îmi poartă numele. Ai link în primul comentariu dacă ești curios sau curioasă. Te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc că mi-ai rămas alături și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.